Primarul Sucevei Ion Lungu și-a stabilit pentru anul 2018 ca principale priorități 20 de proiecte, printre care se numără și bugetul pentru anul în curs. El a subliniat că a demarat consultările pentru fundamentarea acestuia încă de la sfârșitul anului trecut. Vom avea întâlniri prin cartiere. Deja am avut o primă discuție cu consilierii PSD-ului pe data de 28 decembrie. Așa cum am spus totdeauna, atunci când încep să construiesc, să discut problemele de buget, prima dată încep cu opoziția. Și sigur că am discutat niște principii, lucrul este foarte clar că în anul ăsta trebuie să avem un buget destul de limitat, pentru că, așa cum se știe, este realitate, pierdem niște bani din start la cotele de impozit pe venit. Și, sigur, conform legilor bugetului, și normal să fie așa, trebuie să asigurăm în primul rând funcționarea și, în al doilea rând, să finalizăm investițiile începute, care sunt investiții multianuale. Primarul Lungu a trecut în revistă și investițiile care vor fi urmărite cu maximă atenție pe parcursul anului în curs. Așa cum am spus, la sfârșitul anului ne-am dat aprobarea la București, la Ministerul Dezvoltării, deci, începând de azi, dacă vreți, putem depune aceste proiecte. Noi încercăm, ca pe măsura în care vom termina aceste proiecte, să începem deja să le depunem. Aprobare, proiect și demarare, dorim noi reabilitare termică a primăriei municipiului Suceava. Așa cum se știe, proiectul a trecut prima fază, a fost selectat în etapa următoare. De asemenea, depunerea proiectului pentru reabilitare rețelei termice pe POIM, pe programul de infrastructură mare. Finalizare proiecte elvețiene. Aici, sigur că sunt de adus încă mașinile și se termină luminatul public. Bicicletele, așa cum am spus, am arătat, au venit pe la sfârșitul anului. La fel a fost finalizată infrastructura pentru transportul electric și mă refer la cele prize de încărcare standard și rapide. Finalizare lucrări cartierii Europa. Finalizare blocuri ANL. Aici blocurile sunt într-o fază de finalizare din partea ANL-ului. Trebuie să venim noi primăria cu utilitățile. Reabilitare străzi. Aici discutăm cele rămase de anul trecut, care au fost în sfârșit finalizate, s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, dar s-au asistat lucrările pe timp de iarnă. Discutăm de Mihail Sadoveanu, Bogdan Vodă, Lev Tolstoi în Burdujeni Sat, Vasile Bumbac pe NDL, Traian Țăranu în zona autoservice. Realizarea unui studiu de circulație și fluidizarea traficului, așa cum mi-aș dori ca până la sărbătorile pascale să putem pune în aplicare nouă studiu de circulație care a fost adjudecat și sper ca până atunci să fie finalizat. Aprobare și demarare în pod nou peste râul Suceava, este un proiect la fel multianual, din acea mini-rută ocolitoare am împărțit-o în două, podul pe de-o parte un proiect separat pentru a putea să-l putem promova și la PNDL. Reabilitarea statuii Ștefan cel Mare și realizarea Monumentului Unirii, la care lucrăm împreună cu Consiliul Județean. Demarare lucrări, gaz metan, Burdujeni Sat, a fost finalizat proiectul tehnic, urmează licitația. Finalizare lucrări piețe, modernizare ștrand, realizare proiect tehnic sala polivalentă, deci sunt aprobați indicatorii. Eu îmi doresc în acest an măcar să facem proiectul tehnic la nivelul Companiei Naționale de Investiții și să prindem oportunitatea să o putem finanța. Finalizare și aprobare PUG. Transfer 165 de hectare de păduri în zona Șipote și pădurea Zamca. Licitație salubritate menajeră. Centenarul 2018 și în primul rând aici suntem mai aproape de 630 de ani testare documentară care va fi sărbătorită pe data de 10-11 februarie. Deci astea sunt 20 de priorități din punctul de vedere al primarului pentru primăria municipiului Suceava în anul 2018.